Bine ați revenit! Întrebarea la care trebuie să răspund azi a fost una de logică. Patru copii, Andrei, Bogdan, Cristina și Dana, sunt îmbrăcați fiecare în altă culoare. Nu știm în ce culoare e îmbrăcat fiecare, dar știm că cele patru culori sunt albastru, verde, galben și roșu. Copiii se hotărăsc să joace următorul joc. Fiecare trebuie să spună ceva, să facă o afirmație, dar respectând următoarea regulă. Cel care poartă albastru trebuie să spună adevărul, iar cei care poartă altă culoare trebuie să mintă. Andrei spune, Cristina e îmbrăcată în roșu. Bogdan spune, Andrei nu este îmbrăcat în galben. Cristina spune, Bogdan este îmbrăcat în albastru. Iar Dana spune, ieri am fost îmbrăcată în albastru. Cu ce culoare e îmbrăcat fiecare? Să luăm afirmațiile pe rând. Andrei spune, Cristina e îmbrăcată în roșu. Această afirmație, ea singură, fără un context, nu ne dă nicio informație, pentru că Andrei poate atât să spună adevărul, cât și să mintă. N-avem de unde să știm care este cazul. Bogdan spune, Andrei nu este îmbrăcat în galben. Să analizăm ce știm folosindu-ne de ambele afirmații de până acum. Dacă amândouă sunt false, ar însemna că Andrei e îmbrăcat în galben, iar Cristina nu este îmbrăcată în roșu, posibil. Dacă Andrei spune adevărul, el trebuie să fie îmbrăcat în albastru, ceea ce ar însemna că și Bogdan spune adevărul. Lucru imposibil, pentru că doar unul dintre cei patru copii e îmbrăcat în albastru, deci numai unul poate să spună adevărul. Dacă Bogdan spune adevărul, înseamnă că Bogdan este îmbrăcat în albastru și deoarece în acest caz Andrei minte, Cristina nu este îmbrăcată în roșu, din nou e posibil. Deci din informațiile pe care le avem până acum știm că Andrei și Bogdan fie mint amândoi, fie Bogdan spune adevărul, iar Andrei minte. Mai departe, Cristina spune Bogdan este îmbrăcat în albastru. Aceasta este afirmația care ne dă cea mai multă informație, pentru că se referă la singura culoare legată de adevăr, albastru. Cristina nu poate spune adevărul, deoarece dacă ar fi așa, ea ar fi îmbrăcată în albastru, ceea ce ar însemna că afirmația Bogdan este îmbrăcat în albastru e o minciună. Deci dacă presupunem că afirmația Cristinei este adevărată, rezultă că afirmația ei este falsă, lucru absurd, așa că, repet, Cristina nu spune adevărul, Cristina minte, deci nu este îmbrăcată în albastru. Dar nici Bogdan nu este îmbrăcat în albastru din moment ce afirmația Cristinei este falsă. Iar dacă Bogdan nu este îmbrăcat în albastru, înseamnă că afirmația lui este falsă, ceea ce înseamnă că Andrei este îmbrăcat în galben. Așa că, acum știm că Andrei, Bogdan și Cristina mint toți trei, ceea ce înseamnă că Dana este cea care e îmbrăcată în albastru și deci spune adevărul. Iar Dana spune, ieri am fost îmbrăcată în albastru, ceea ce nu ne ajută deloc să progresăm, așa că să ne întoarcem la ceea ce știm. Știm că Andrei este îmbrăcat în galben și mai știm că, deoarece Andrei minte, Cristina nu este îmbrăcată în roșu. Atunci singura posibilitate rămâne ca Andrei să fie în galben, Bogdan în roșu, Cristina în verde și Dana în albastru. Au trimis răspunsul corect, felicitări următorii. V-am pus de-a lungul timpului mai multe întrebări legate de cântăriri cu ajutorul unei balanțe. Acum a sosit momentul să vă pun o întrebare legată chiar de balanță, de modul ei de funcționare.
La prima vedere pare normal că atunci când balanța este în echilibru, brațul ei este pe orizontală, iar talerele se găsesc la aceeași înălțime. Sau că dacă echilibrăm balanța și apoi o scoatem din poziția orizontală, ea revine în această poziție, revine de la sine. De asemenea, nu se miră nimeni că atunci când nu este în echilibru, brațul se oprește într-o anumită poziție diferită de orizontală, adică apare o nouă stare de echilibru într-o nouă poziție. Oare această comportare poate fi explicată doar cu ajutorul greutăților care se găsesc pe talere? Ca să vă ajut în găsirea răspunsului la întrebarea care va urma, vă voi spune câteva cuvinte despre echilibrul mecanic static. În mecanic avem trei tipuri de echilibru: stabil, instabil și indiferent. Și cel mai ușor este de observat diferența între cele trei dacă ne gândim la o bilă care poate fi pusă pe trei suprafețe, așa cum ne arată cele trei desene. În primul este un echilibru stabil. Suprafața este concavă. În al doilea avem echilibru instabil. Suprafața este convexă. Iar în al treilea avem echilibru indiferent. Avem o suprafață plană. Echilibrul stabil se realizează atunci când, dacă scoatem un pic corpul din poziția de echilibru, el revine în acea poziție. Echilibrul instabil se referă la cazul în care, dacă scoatem un pic corpul din poziția de echilibru, el se îndepărtează de acea poziție. Iar echilibrul indiferent este atunci când corpul este în echilibru în toate pozițiile vecine celei în care se găsește inițial. Dacă vreți să știți mai multe despre echilibrul mecanic, vă recomand cursurile 14 și 15 de mecanică. Ele tratează statica și echilibrul. Acum să ne gândim la un corp care se poate roti într-un plan vertical în jurul unei axe orizontale. Avem și în acest caz cele trei cazuri de echilibru. Vedeți cele trei desene. Dacă axa de rotație este în partea de sus a corpului, ca în desenul de sus, avem echilibru stabil, pentru că dacă scoatem corpul din acea poziție, el revine în poziția inițială. Probabil oscilează câtva timp, dar se oprește până la urmă în poziția de echilibru stabil. Dacă axa de rotație este în partea de jos a corpului, ca în desenul din mijloc, putem să găsim o poziție de echilibru, dar echilibrul va fi instabil. Dacă mișcăm numai un pic corpul, el se îndepărtează de poziția de echilibru. În niciun caz nu revine la acea poziție, ci se duce până când ajunge în echilibru stabil. Iar dacă axa trece prin centrul de greutate, ca în desenul de jos, echilibrul este indiferent. Adică putem opri corpul în orice poziție. El va rămâne în acea poziție. Nu va avea tendința nici de a se îndepărta de noua poziție și nici de a reveni în vechea poziție. În final, să ne gândim la un leagăn pentru copii. Dacă punem greutăți egale la capetele brațelor, vom avea echilibru indiferent. Asta înseamnă că leagănul va fi în echilibru în orice poziție. Iar dacă este inițial în poziție orizontală și îl scoatem din această poziție, el nu va reveni la poziția orizontală, ci va rămâne în noua poziție. Este deci în echilibru indiferent. Dar, deși brațul balanței se poate roti și el în jurul unei axe de la mijlocul lui, balanța se comportă diferit. Dacă am echilibrat talerele și o dezechilibrăm cu mâna, ea revine în poziție orizontală. Sigur, oscilează și ea câtva timp, dar se oprește atunci când brațul este în poziție orizontală. Este deci în echilibru stabil, spre deosebire de leagăn. Sau, dacă punem la un capăt al leagănului o greutate un pic mai mare decât cea din capătul celălalt, el se dezechilibrează și se tot duce, nu se oprește până când capătul mai greu lovește suprafața de sub el. Dacă n-ar fi acea suprafață, s-ar roti până când ar căpăta o poziție
verticală, cu capătul mai greu jos, adică până când ar ajunge în echilibru stabil. Dar, din nou, balanța are o comportare diferită. Dacă punem pe un taler o greutate un pic mai mare decât pe celălalt, ea se dezechilibrează, dar se oprește într-o nouă poziție de echilibru, cu talerul mai greu, mai jos decât cel ușor. Se oprește singură, nu trebuie să o oprească cineva sau ceva. Iar întrebarea este, de ce se comportă balanța diferit de leagăn? Succes în găsirea răspunsurilor pe săptămâna viitoare!